Echipele de poliții și-au făcut simțită prezența pe cele mai circulate bulevarde din Constanța, unde au verificat microbuzele de transport persoane. Transportați persoane în picioare? Ce anume? Transportați persoane în picioare? Acum trebuie să coborăm. Nu cred că am locuri. S-au ridicat pentru a coborâ la Șagura. Deci fiecare persoana are locul lui, nu? Da. Acțiunea vine la o zi după ce 21 de persoane care circulau cu un microbuz în Constanța au ajuns la spital. Mașina a fost lovită de un autoturism, iar înghesuiala din interior a provocat rănirea celor mai mulți dintre pasageri. Supraaglomerarea mijloacelor de transport persoane este o practică întâlnită la ordinea zilei. Cei mai mulți dintre constanțeni își simt viețile puse în pericol de fiecare dată când sunt nevoiți să călătorească cu microbuzul. Numărul mult prea mare de călători și activitățile pe care șoferii le desfășoară în timp ce conduc, vorbitul la telefon, precum și număratul banilor, îi fac pe toți călătorii să se simtă în nesiguranță. Nici măcar la orele de vârf, numărul microbuzelor nu este suplimentat. Cei care fac naveta spun că s-au obișnuit cu aglomerația. Acum două zile am venit cu 305 cu soția însărcinată, am stat în picioare, erau 35 de persoane numărate și șoferul tot mai încerca să bage lume. Când l-am întrebat, a zis că el trebuie să-și facă norma de bilete. Soția se chinuia fiind însărcinată, se tot ferea de lume, că mai mult se călcau în picioare. V-ați simțit vreo secundă puși în pericol? Tot timpul. La orice frână, că nu avem de ce să ne ținem. S-a întâmplat vreodată să te dezechilibrezi? Da, de câteva ori. Câteva ori și este destul de neplăcut, pentru că ne călcăm în picioare, stăm în grămădii. Sunt șoferi care nu sunt atenți, care vorbesc la telefon în timpul mersului și vă dați seama. Stai, dacă ar fi mai multe microbuze, cine ar vrea să stea pe loc? Plătești locul și așa îl plătești. Biletul întreg. Că stai în picioare, că stai jos. Șoferii care sunt depistați că transportă mai mulți călători față de capacitatea autovehiculului vor fi amendați.